la stat, un om cu suflet uriaș. E o fetiță care cred că în acest moment este un simbol pentru toți cei care iubesc această țară. Pentru toți cei care iubesc România, România mea și a dumneavoastră de acolo, de acasă. Știu că în acest moment sunteți cu televizoarele pornite, sunteți cu radiourile pornite pentru a cunoaște un om care a ridicat sentimentul național în ultimele zile într-un mod cum nu a mai făcut-o nimeni în 23 de ani. E un bulgăre de un om. E un bulgăre de om, vă amintiți de Gavroșu din 1989? Vă amintiți de acel steag și acel copil minunat care era pe străzile Bucureștiului și al Timișoarei? Ei, în acest moment, la Realitatea TV, este Sabina Elena. Este Sabina Elena un simbol pentru mine și pentru toți cei care au fost educați cu legendele românilor, cu istoria românilor, cu faptele de vitejie ale acestui popor și e un simbol pentru toți cei cărora nu le este rușine să spună sunt român, să poarte acel pașaport vișiniu pe care scrie România și să spună peste tot în această lume sunt român și sunt mândru că sunt român. Când tricolorul îți rupe sufletul și știi că îți cumperi liniștea ascunzându-l, dar alegi să-l arezi tuturor cu orice risc, înseamnă că țara ta mai are o șansă. Am aflat în aceste zile de la un copil, de la Sabina Elena, cât costă conștiința națională. De la Sabina Elena, eleva din Covazna, care și-a pus bentița tricoloră pentru a le spune colegilor că ziua maghiarilor de pretutindeni nu ar trebui să despartă națiunile. Cât mai valorează patriotismul într-o țară în care în 23 de ani au fost mai mediatizați strădătorii de neam decât cei care iubesc România? Oare cât mai valorează patriotismul într-un continent fără granițe? De ce nu este mereu iubirea mai puternică decât ura? Cum poți supraviețui cu inima ușoară printre oameni care spun că ești indezirabil? Până când vom mai construi fortărețe în loc să înființăm poduri de flori și locuri de muncă? Cât autoritate are statul român în Covazna și Harghita, în mijlocul Transilvaniei? Ce învață copiii la școală despre Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza sau regele Ferdinand Întregitorul? Și cine nu le permite românilor și maghiarilor să-și lase strămoși și să doarmă liniștiți? Toate lucrurile acestea o să le aflați în această seară. Pentru că, repet, am un invitat special, îi mulțumesc foarte mult că a venit pe o vreme foarte grea, pe multă zăpadă, a venit de acolo, din mijlocul Transilvaniei mele și a dumneavoastră, pentru a vorbi cu dumneavoastră și pentru a spune ce a simțit atunci când pe frunte a apărut o bentiță. O bentiță tricoloră, așa cum poartă foarte mulți dintre cei care iubesc această țară. Vreau să o cunoașteți, să fiți alături de ea pentru a nu fi emoționată, pentru că tot ce a făcut, a făcut cu sinceritate. Și mai ales vreau să-i rog pe colegii mei, pe colegii mei care poate n-au înțeles-o și pe cei care au încercat să o critique cu ură. E un gest sincer, credeți-mă. E un om cu care am reușit să vorbesc la telefon, am vorbit cu mama ei, e o mamă ca oricare altele. E o mamă care își iubește fetițele, e o mamă care se chinuie să le crească într-un mod cât mai sănătos cu putință, dar e o mamă care le crește în spirit, în spiritul valorilor naționale, europene și naționale. Pentru că respectă acest popor și această țară. Înainte de a o cunoaște pe Sabina Elena, cea care îi aparține această seară minunată la Realitatea TV, vreau să o cunoașteți pe Mariana Muruianu, pe mama acestei fetițe, și să aflați de la doamna Muruianu cum le-a educat. Cum a ajuns o fetiță de 15 ani în clasa 9 să facă acest gest care a emoționat o țară întreagă. Sărmâinile, doamna Muruianu, și mă bucur tare mult că ați venit aici alături de noi la Realitatea TV. Vă mulțumesc frumos, bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi și mie, doamnă, sunteți un om care trăiți în acele meleaguri, pe acele meleaguri românești, transilvane. Spuneți-mi, cum? Ce i-ați dat acestei fete să citească? Ce i-ați dat să... Ce povești a spus atunci când era mică? Ce i-ați dat să mănânce? Ce i-ați dat... Cum? Spuneți-mi și mie. Cum a ajuns o fetiță, fiica dumneavoastră, să facă acest gest? Ce v-a spus atunci? Sau v-a spus atunci când s-a dus prima zi cu această bentiță pe cap? Știați de gestul ei? Păi ce să vă spun, ca orice părinte dorește ce e mai bun pentru copilul ei. Pentru copilul lui, pardon. Dorește să dezvolte ce e mai frumos. Dorim ca
părinți să scoatem ce e mai frumos și să cultivăm, să cultivăm valorile, să le respectăm. Și spuneți-mi, vă rog mult, atunci când s-a hotărât să meargă cu această bentiță tricoloră pe cap, nu asta a știut? Da, eu am știut, deci nu am fost surprinsă pentru că ea deseori merge cu tricolorul la școală. Pe 1 decembrie, deci de la 1 decembrie au început să se deruleze toate aceste lucruri. Deci nu a fost pentru prima dată când a mers cu tricolorul la școală. Uneori se gândește că ar fi bine să-și pună tricolorul. Sabina Elena, bună seara! Bună bine seara. Ai venit alături de noi aici la Realitatea și alături de români. Bine v-am găsit! Spune-mi și mie, de ce ți-ai pus tricolorul atunci pe 15 și ce ai simțit tu? De ce ai făcut gestul ăsta? Nu am plănuit să mi-l pun, pur și simplu în dimineața zilei de 15 martie m-am trezit și mi l-am pus pe cap. A fost ceva instinctiv. L-ai făcut doar tu gestul ăsta sau au făcut și alți colegi același gest? Alți colegi nu au făcut același gest. Spune-mi, pentru că totul a început de fapt pe 1 decembrie anul trecut, deci în urmă cu 3 luni de zile, 3 luni și jumătate, și practic gestul tău din 15 a venit ca un răspuns la un alt gest, am înțeles eu, poate greșesc, te rog să mă corectez. Spune-mi ce s-a întâmplat atunci și mai ales spune-mi dacă care a fost reacția colegilor tăi în momentul când te-au văzut cu acest tricolor atât de frumos pe fruntea ta. Să încep cu ziua de 1 decembrie, ca să putem intona imnul României în curtea școlii pe data de 1 decembrie, am fost nevoit să depunem o cerere la direcțiune, care după insistențe s-a aprobat. După ce l-am intonat în pauza mare, ni s-au adresat cuvinte jignitoare, huiduieli, gesturi obscene din partea secțiilor maghiare. Și pe data de 15 martie chiar nu am putut să nu am nicio reacție. Dar atunci, profesorii tăi, diriginta ta, directoarea liceului, oamenii care conduc din punct de vedere profesional această școală, cadrele didactice, au avut vreo reacție atunci când s-au întâmplat aceste fluierături, aceste gesturi obscene la adresa voastră, celor care v-ați permis în România să cântați imnul național al României? Nu au avut nicio reacție în legătură cu acest lucru. Și ce s-a întâmplat pe 15? Pe 15 am fost atenționată de către o profesoară să nu mai port banderola tricoloră pe cap, pentru că este ziua maghiarilor și să nu-i provoc, pentru a nu-i provoca. Și tu ai continuat să vii cu această banderolă, nu? Și a doua zi? Ai venit și pe 16 la școală? Nu. Cum a fost? Ai venit trei zile? Povestește-mi puțin cum s-a întâmplat. Am venit și luni cu această banderolă tricoloră pe cap. După ore, doamna dirigintă m-a rugat să nu o mai port pe cap, pentru că numai despre asta se discută în cancelarie și problema a fost ridicată la nivel național. Am întrebat-o dacă voi primi vreo sancțiune. Aceasta mi-a răspuns că da, pentru că am folosit telefonul mobil în incinta școlii. Cam atât despre ziua de luni. A doua zi, marți, am venit cu tricolorul legat la brâu. Aceasta, într-o pauză, a venit la mine cu o foarfecă în mână. Cred că intenționa să mi-l taie, dar nu a reușit pentru că m-am împotrivit. A reușit să mi-l deslege și să plece cu el. Deci ți-a luat tricolorul și a plecat. Da, fără să-mi adreseze niciun cuvânt. Și nu ți-a dat nicio explicație? Nu. Care a fost reacția colegilor tăi în momentul respectiv? Au fost șocați. Spune-mi, te rog, cum te simți tu acum? După pagina ta de Facebook acumulează 5 like-uri pe secundă, cred. Este ceva inimaginabil. Cred că ai trecut de 35 de like-uri. Reacția comunității online din România a fost extraordinară. Astăzi, în diferite orașe din România, ai fost susținută. Sunt foarte mulți oameni care stau alături de tine. Spune-mi cum te simți în momentul ăsta. Ce simți tu ca gest și unde crezi că merge gestul tău? Referitor la pagina mea de Facebook, vreau să fac o mențiune. Nu este pagina mea, este doar o pagină cu numele meu făcută de altcineva. Referitor la celelalte lucruri, mă simt foarte bine pentru că am văzut că atâția oameni mă susțin și sunt alături de mine. Și sunt mândră că i-am făcut pe ceilalți să se simtă mândri că sunt români. Foarte frumos ceea ce spui tu. Și vreau să te întreb,
Am multe întrebări în seara asta pentru tine. Vreau să te mai întreb ceva, apoi trecem la domnul Gheorghe Tabalai. Spune-mi, te rog, vei continua să porți tricolorul? Da, voi continua să port tricolorul. Să știi că și noi o să-l purtăm alături de tine și eu cer tricolorul care l-am purtat aseară să mi-l aducă, pentru că l-am lăsat în biroul meu de sus din redacție și vreau să mi-l aduceți, pentru că îl port alături de Sabina și alături de noi o să-l poarte 20 și ceva de milioane de români din această țară, sunt sigur, și vor fi mândri să-l poarte în continuare. Domnule Tabalai, bună seara! Bună seara! Sunteți avocat, sunteți membru al comunității din Covasna. Sunt jurist și mediator.